Din tainele vieții și ale universului, profesor Scarla Demetrescu. Moartea prin sinucidere. Pentru a șterge cât mai mult din lista greșelilor făcute în alte vieți, Duhul, încrezut în puterile sale, a cerut forului suprem o viață grea, plină de boli, dureri sufletești, amărăciuni și lipsuri materiale de tot felul. Venind jos, ca om, a uitat, conform legii, ceea ce el însuși a cerut și în această experiență terestră oftează, plânge și crede că este năpăstuit de soarta impusă de Tatăl Divin. După o vreme îi se pare că nu mai poate îndura această viață și crezând că dacă va pieri de pe arena vieții, va scăpa și de mizeria ei, se sinucide. Vai, nefericitul de el! Prin actul său nesocotit, prin dezertarea sa de la școala vieții planetare, cerută și voită de el prin liberul său arbitru, a încălcat legea divină care interzice distrugerea. Din acest motiv, el va suferi și mai groaznic în viața cerească și în viețile lui trupești viitoare. Duhul omului, care și-a distrus trupul, instrumentul orânduit de Tatăl Divin ca să-l ajute în învățarea iubirii, va rămâne pe lângă cadavrul său până în ziua când ar fi trebuit să-l părăsească în mod firesc, conform destinului său. În tot acest timp, el va repeta mereu actul sinuciderii până la nebunie, până la exasperare, provocându-i dureri atroce de neînchipuit. Câți oameni, atâtea feluri de a părăsi trupul la ora fatală. Iată o femeie devenită mamă, dar ea nu-și asumă responsabilitatea de a trece prin procesele fiziologice ale sarcinii și urmările ei. Nu vrea să nască și să se încarce cu neplăcerile, greutățile și responsabilitatea alăptării, vegherii, creșterii și educației copilului. Prin urmare, recurge la avort, un mijloc brutal pentru a scăpa de el. Se poate întâmpla ca din cauza acestor demersuri, voite de ea, să moară. Evident, în acest caz moare și copilul. Dar ce diferență între moartea unuia și a celuilalt, a mamei fiind echivalentă cu sinuciderea, iar copilul fiind victima mamei? Spiritul copilului se desparte cu ușurință de embrionul din pântecele mamei, legăturile fiind puține și slabe. Însă spiritul mamei iese din corpul său fizic, nepregătit de mesagerul destrupător, cu mare greutate, cu mari sforțări, din care cauza are o agonie sfâșietoare. Dar nu numai atât. Spiritul mamei trebuie să înțeleagă grozăvia faptei comise. Din acest considerent, legea divină a sortit ca spiritul să stea, ca în cazul sinucigașilor, lângă cadavru, resimțind durerile de naștere ale unei mame, dureri repetate până în ziua fixată în destinul ei, ca fiind data părăsirii corpului fizic. Numai rugăciunea fierbinte către cel atotputernic, a ei sau a celor rămași în urma ei, o pot ușura din această tortură de neînchipuit. Treptat, își revine și își recunoaște greșeala comisă. Se naște în ea dorința de a reveni pe pământ pentru a-și repara greșeala, devenind mamă și născând cu plăcere, cu toată dragostea, copiii prin care legea divină a hotărât să coboare entități spirituale la o nouă viață terestră. Când omul moare prin accident, dreptașul, entitatea spirituală asistentă care însoțește toată viața terestră a acestui om, cunoscând că se apropie termenul fatal, cheamă pe misionarul desemnat de a-l asista în momentul producerii accidentului. Acesta a sosit ca fulgerul, odată ce spiritul prin violența accidentului a fost expulzat din temnița sa, taie rând pe rând ultimele rădăcini fluidice ce mai rețin spiritul de trup. Eliberat cu totul, spiritul își ia zborul către sferele cerești, spre locul rezervat lui, după meritele vieții sale terestre. Acest caz de destrupare este adoptat foarte rar de către înaltul for judecătoresc al pământului și de obicei este aplicat spiritelor leneșe, indolente, care au nevoie de zguduiri, de comoții puternice, pentru a fi puse în ritmul evoluției normale și generale a entităților spirituale. O asemenea moarte este o durere, o nenorocire pentru omul terestru, dar fiind o deșteptare a conștiinței entității spirituale, constituie pentru ea o fericire. Astfel se adeverește vorba omului, tot răul spre bine. Există cazuri când un bărbat sau o femeie sunt întrupări ale unor frumoase lumini cerești. În acest caz se stabilește o conversație de la spirit la spirit,
urmată de o înțelegere între spiritul mesager destrupător și spiritul întrupat, ajuns la finele existenței terestre. În urma acestei înțelegeri, operațiile destrupării decurg în mod normal și treptat prin buna învoire a entității spirituale întrupate. În unele cazuri, spiritul întrupat s-a atașat atât de tare de viața și bucuriile pământești, încât nici nu vrea să audă de părăsirea trupului care îi procură atâtea plăceri lumești. S-a obișnuit în el și îi place aici, printre oamenii trupești. Dar legea e lege și el trebuie să se întoarcă în marea patrie cerească, căci a sosit timpul recoltării roadelor semănate pe pământ în existența sa terestră. Ca urmare a dispoziției sale sufletești, el se opune, nu vrea să revină la viața veșnică, nu vrea să părăsească viața temporară. În acest caz, mesagerul destrupător își impune voința și puterea cu mult superioare. O luptă de natură mentală și fluidică se angajează între cei doi, din care desigur cel superior, mesagerul destrupător, va ieși învingător. În cele din urmă, entitatea spirituală întrupată se va supune și va trebui vrând nevrând să părăsească trupul și viața terestră. De multe ori, în locul forței se face uz de diplomație și retenie, de oarecare momeală. În acest scop, în afară de fratele misionar, sunt trimiși în jurul candidatului la moartea fizică, iubiții săi, întorși înaintea lui din planul fizic. Ei vin și, dacă nu mai au formă umană, adună materie fluidică și își fabrică un corp fluidic, asemănător cu cel avut în viața terestră precedentă, cu îmbrăcămintea pe care au purtat-o. Fizionomia și forma trupului lor o păstrează perfect în memoria lor spirituală și, la nevoie, o găsesc înregistrată în arhiva spirituală a planetei noastre. Odată ce au luat înfățișarea ultimei lor întrupări, vin și se arată spiritului candidat la nașterea în lumea spațiilor și stau toată noaptea de vorbă, aducându-i aminte cu multă duioșie de cei dragi, trezindu-i în suflet dorul după ei. Zilele trec, dorul după cei dragi se intensifică și, după un timp, spiritul se decide să nu se mai agațe cu disperare de materia carnală, de trupul în care și-a dus atâția ani nenorocita existență terestră. Există situații când destruparea se face cu o ușurință de care se miră cei de față. Astfel, prin conduita celor care au dus o viață cu minte, semănând blândețe, mângâiere și iubire în jurul lor, spiritul și perispiritul se află deja în afara trupului, conducându-l din exterior prin intermediul corpului vital. La ora fatală, la ora cea sfântă, nu mai rămâne de făcut decât o mică sforțare și spiritul urmat de suflet se desprinde de trup, luându-și zborul în spațiu. Rolul mesagerului destrupător a fost în acest caz foarte redus. O simplă formalitate legală, tăind numai cordonul fluidic care abia mai ținea captiv sufletul de trup. Oamenii aceștia trec de la viața trupească la cea spațială ca într-un vis, fără niciun zbucium, fără nicio durere. S-au întors pe partea cealaltă, au oftat și au plecat. O desprindere ușoară de trup au și cei idioți, orbi, cocoșați, schilozi, etc. Starea lor fizică voită de ei sau acceptată pe când erau în spațiu diferă pe pământ de cea a majorității oamenilor, provocând în adâncul sufletului lor o mare mâhnire, o negrăită durere sufletească. Această stare fizică, dezavantajată, a fost urmarea unor mari și grozave greșeli din alte vieți. Ca spirite, au acceptat în mod conștient spre ispășire această cumplită formă de viață, dar revenind ca om trupesc în lumea fizică, au uitat de ce s-au angajat în fața forului suprem când și-au dat consimțământul grăind. Amin. Aceste dureri sufletești resimțite an de rândul au împins spiritul la exteriorul trupului, legăturile sufletești dintre trup și spirit fiind foarte slabe. Când a sosit termenul plecării, destruparea se face foarte ușor, ca și în cazul entităților spirituale miloase și drepte. Opera mesagerului destrupător este foarte redusă. Taie cordonul fluidic care ține legat spiritul prin suflet de trup. Din situațiile prezentate mai sus, se poate deduce că moartea survine 1. Din cauza uzurii corpului, bătrânețe, 2. Prin violența produsă de un liber arbitru nesocotit, sinucidere, crimă ori accident, 3.
prin boală, uneori foarte de timpuriu, avându-se în vedere provocarea durerii în sufletele celor dragi, în scopul conștientizării sau a plății unor greșeli din trecut, din alte vieți. În continuare vom cunoaște actul morții pe baza comunicărilor primite de la Sfântul Mina, una din marele lumini ale pământului. Iată cum glăsuiește el, ca o notă mai amănunțită a fenomenului destrupării. Greu și-a afundat în lut spiritul când s-a reîntrupat, dar tot atât de greu se desprinde din lut la ora fatală. În acest scop e nevoie de concursul mai multor forțe spațiale, spirite superioare sosite la momentul hotărât, pentru a înlesni desprinderea spiritului ce și-a terminat școala vieții terestre. După gradul evolutiv al entității spirituale care se destrupează, sosesc trei mesageri destrupători, fiecare cu o misiune specială. Cel mai mic în grad are rolul de a demagnetiza și deelectriza corpul fizic pentru a nu mai avea puterea de a reține, prin forța sa atractivă, sufletul. Al doilea, superior celui dintâi, meșter în mânuirea fluidelor, taie pe rând toate firele fluidice ce sunt animate de celulele trupului. Opera asemănătoare cu tăierea rădăcinilor unui copac ca să poată fi smuls din pământ. Al treilea, superior celui de-al doilea, operează din exterior asemenea unui sorb, a unui puternic magnet spiritual, atrăgând toate particulele eterice ce formează perispiritul spiritului, pe cale de eliberare. El atrage la exteriorul corpului fizic, fir cu fir, particulă cu particulă, tot perispiritul și îl aglutinează într-o masă care prin memoria ce o posedă, căci orice materie și are viața și memoria sa, se adună într-o formă umană, eterică, absolut identică cu forma trupului ce agonizează pe patul de moarte. În același timp, acest savant al spațiilor lucrează asupra celei mai divine părți din om, asupra scânteii spiritului, pentru ca ea, fiind de esență divină, să iasă cea din tâi, să părăsească din prima secundă trupul, pentru ca după ea să vină rând pe rând celelalte părți componente ale spiritului, cele șapte haine eterice ale scânteii. Acest destrupător de cel mai înalt grad ierarhic se străduiește ca nu cumva să mai rămâne legat de perispirit resturi din materia eterică a corpului vital, pentru că în acest caz spiritul va suferi pe tot timpul șederii sale în spațiu. În plus, aceste particule eterice de o calitate inferioară vor prejudicia felul și calitatea noului corp fizic, în care se va întrupa spiritul în viitor. Prezența acestor mari entități spirituale, a destrupătorilor, este absolut necesară pentru că în jurul muribundului adeseori se află membrii familiei sale, care prin jalea și prin dorința lor de a menține printre ei pe iubitul lor, exercită o forță de reținere puternică. Această forță atractivă a celor iubiți este neutralizată, este învinsă de forța atractiv-spirituală a entităților superioare care prezidează destruparea. Se întâmplă uneori ca forța celor din jurul muribundului să fie atât de puternică, desfâșietoare, încât spiritul este rechemat, readus din nou în trupul său, care oarecum, galvanizat de dorința vie a celor din jurul său, reia pentru câteva clipe cursul vieții terestre, deschizând ochii, privind și chiar vorbind conștient în lumea fizică. Însă această revenire e de scurtă durată pentru că foițele spirituale cu puteri dublate atrag din nou în afară pe cel care și-a întrupat calea spre descătușare. De aici necesitatea ca în ultimele momente, lângă muribund, să nu stea decât o singură persoană. Toți ceilalți, familia și prietenii muribundului, să se adune într-o cameră mai depărtată și să rămână acolo în tăcere și rugăciune, pentru a ușura efortul celui ce părăsește cușca în care s-a prins atât de puternic la reîntruparea sa. Odată ce cordonul fluidic ce leagă sufletul de trup a fost tăiat, duhul e luat de spiritele asistente și este înconjurat cu o rețea fluidică creată de ele. Motivul acestei operații este următorul. După ce spiritul s-a desprins de trup și a devenit liber, treptat, spiritele asistente îl dezbracă și de haina planetară. Cum spiritul nu poate sta în preajma globului pământesc fără acest înveliș, spiritele destrupătoare îl îmbracă cu o nouă haină fluidică, o haină provizorie, în care se va prezenta în fața forului suprem, când i se va da una potrivită ascensiunii sale evolutive.
dezbrăcarea hainei planetare trebuie să se facă treptat, cu mare prudență, pentru că altfel spiritul suferă. Îi se tulbură claritatea conștiinței, aducându-se prejudicii viitoarei sale reîntrupări. Cât privește materia hainei planetare dezbrăcate, aceasta se risipește și dizolvă în spațiul înconjurător. Această materie planetară va servi entităților spirituale de același grad evolutiv cu a entității care a dezbrăcat acest corp planetar, la crearea unui nou înveliș planetar în momentul întrupării lor. Așadar, o haină nouă se va crea în materia ce a fost utilizată și deci perfecționată. În acest mod, fiecare materie a creației este spiritualizată, urcând tot mai sus pe treptele evoluției. Deși devenit liber, spiritul mai păstrează oarecum legături fluidico-sufletești cu fostul său trup. Aceste legături trebuie rupte treptat și nu brusc. Iată motivul pentru care recomand, în special occidentalilor vechiului continent, înmormântarea în locul incinerării, deoarece prin incinerare, ultimele legături fluidice ale trupului cu fostul său stăpân și constructor se rup brusc. Din această cauză, spiritul suferă o comoție în urma căreia își pierde pentru multă vreme conștiința. Prin înmormântare, dezagregarea corpului este lentă, materia sa se descompune în minerale, iar legăturile fluidice se desprind încet de tot, de ce a aparținut fostului trup pământesc. Voi prezenta câteva expuneri ale unor entități spirituale care ne descriu principalele impresii trăite în momentul trecerii lor din lumea fizică în cea spirituală. Fenomenele exterioare văzute de cei din jurul muribundului aparțin lumii fizice, așadar ele nu ne pot orienta asupra senzațiilor resimțite de spirit în momentele când, trăgând după el sufletul sau perii spiritul, pășește pragul existenței lumii fizice. Numai entitățile spirituale care au trecut prin această experiență ne pot descrie impresiile și ideile avute în momentul părăsirii trupului. Numai după relatările lor vom putea reconstitui întreaga serie de fenomene ce au loc în momentul morții fizice. Pentru a cunoaște cât mai pe larg întreaga gamă de fapte ce au loc în momentul când spiritul părăsește corpul său fizic, până trece în deplină conștiință în lumea spirituală, unde își va petrece existența o bună vreme, trebuie să luăm legătura cu cerul prin intermediul unui medium, dar numai într-un cerc de revelație condus de un ghid, de o mare lumină cerească. Fără să invocăm noi anumite spirite, acestea vor fi aduse de către ghidul cercului din rândul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor noastre și ne vor descrie cum au trecut pragul morții, ce au simțit, văzut și auzit în jurul lor în acele momente și cum se simt acum în sfera, în nivelul spațial în care se află. Dacă aceste comunicări se vor potrivi și asemăna în părțile lor fundamentale cu cele primite de alți mediumi, în timpuri și localități diferite, nu poate exista nicio îndoială că cele văzute și simțite de spiritele care se destrupează sunt o realitate ce constituie un capitol din marea serie de fenomene desfășurate în natură, din veșnicie. Iată cum se exprimă eminentul profesor universitar Hislop în SUA, după ce a studiat ani de zile fenomenele spirituale și mesajele primite de la entitățile spirituale care au părăsit lumea trupească. Majoritatea oamenilor ridiculizează conceptul unei lumi spirituale, dar acești domni, care disprețuiesc cu atâta ușurință aceste probleme de o covârșitoare importanță, nu se gândesc că, procedând astfel, își dau aerul că ar cunoaște toate fenomenele naturii. Cărțile literaturii revelate sunt deosebit de importante pentru că ne dau o idee asupra lumii spirituale, oferindu-ne prilejul de a compara între ele detaliile conținute în diferitele comunicări obținute. Ori din cele primite până acum, se constată că învățămintele transmise de entitățile spirituale care ni se revelează prin medium diferiți concordă între ele. Este evident că în asemenea împrejurări, o concordanță de informații fundamentale și repetate va avea o mare valoare pentru a demonstra existența reală a lumii spirituale. Voi descrie una din comunicările celor care au trecut pragul morții, extrasă din lucrarea eminentului profesor universitar italian Bozano. Iată un mic pasaj din expunerea făcută de judecătorul american Edmonds, referitoare la moartea bunului său prieten și coleg, judecătorul Peckham, care a pierit într-un naufragiu.
Dacă aș fi putut să-mi aleg în acel moment modul destrupării, desigur că nu aș fi adoptat pe acela impus de legea destinului. Cu toate acestea, acum nu mă mai plâng de ceea ce mi s-a întâmplat, dată fiind natura minunată a noii mele existențe. În momentul morții, am revăzut ca într-o panoramă evenimentele întregii mele existențe. Toate scenele, toate acțiunile făcute în decursul vieții trupești, mi-au trecut prin fața privirii ca și cum ar fi fost gravate în mintea mea, în formule luminoase. Niciunul din amicii mei din copilărie și până la moarte n-au lipsit la apel. În momentul când mă afundam în mare, ținându-mi soția în brațe, mi-au apărut părinții și mama amintinse mâna și mă trase în apă, dând dovadă de o energie pe care n-am înțeles-o decât abia acum. Nu mi-amintesc să fi suferit. Când m-am scufundat în apă, nu am încercat nicio senzație de frică, răceală sau asfixiere. Nu mi-amintesc de asemenea să fi auzit zgomotul valurilor care se zdrobeau deasupra capului meu. M-am desprins de trup aproape fără să-mi dau seama și, având-mi soția strânsă lângă mine, am însoțit-o pe mama, venită pentru a mă primi și conduce. Primul sentiment penibil m-a cuprins când îmi zbura gândul la scumpul meu frate. Dar mama mi observă neliniștea și îmi spuse: "Fratele tău nu va întârzia să vină și el aici." Din acel moment, orice sentiment dureros dispăru din sufletul meu. O expunere și mai interesantă o găsim în cartea scrisă de medicul american Wolf. Comunicarea provine de la entitatea spirituală a unui soldat care a murit de tifos într-un spital în timpul războiului pentru abolirea sclaviei dintre statele de nord și cele de sud ale Americii. Fiind întrebată ce impresie a avut când a intrat în lumea spirituală, entitatea spirituală a răspuns: "M-am simțit ca și cum m-aș deștepta din somn. Nu mă mai simțeam bolnav, lucru de care mă miram grozav. Aveam o vagă bănuială că s-a întâmplat cu mine ceva ciudat, dar nu puteam să-mi dau seama ce anume. Îmi vedeam trupul întins pe pat și îmi ziceam: ce fenomen ciudat. Am privit în jurul meu și mare mi-a fost mirarea când i-am văzut pe cei trei camarazi ai mei uciși în tranșeele din față, camarazi pe care eu însumi îi îngropasem. Ce ai simțit apoi? Am avut o senzație asemănătoare cu aceea când te cuprinde somnul, când gândurile se pierd încetul cu încetul. Dar până la această întunecare, gândul meu lucra într-una. Mi-am amintit deodată de toate evenimentele vieții, de tot ce am văzut și auzit, de tot ceea ce am făcut, spus și gândit. Îmi aminteam de jocurile și glumele din copilărie. Le-am gustat ca și atunci când s-au produs. Povestește-ne primele tale impresii când ai sosit în lumea spirituală." Vă spun că cei trei camarazi nu m-au părăsit din momentul destrupării mele până în momentul când îmi făcui intrarea în lumea spiritelor. Aici aveam bunici, frați, surori, care cu toate acestea n-au venit să mă primească. După destrupare mi se părea că umblu pe pământ solid și am văzut o femeie bătrână care mi se adresă spunându-mi: "Jim, iată-te, ai venit la noi." Am privit-o cu atenție și deodată am strigat: "O, mamă, tu ești? Eu sunt, dragul meu Jim, vino cu mine." Ea m-a condus departe de acel loc, la locuința ei. Odată sosiți, îmi spuse că trebuie să mă odihnesc și să dorm. M-am culcat și am dormit mult timp. Locuința de care vorbești are aspectul unei case de pe pământ? Desigur, în lumea spiritelor poți să creezi cu puterea gândului orice dorești. Extragem un alt caz. În această culegere de comunicări, spiritul preotului Stockwell comunică prin mediumul numit Ernest pe cam următoarele idei referitoare la moartea sa fizică. Când eram în lumea terestră, nu mi-am putut face nicio idee despre existența omului dincolo de mormânt. Aveam asupra acestui subiect idei confuze și nesigure care se învârteau mereu în jurul concepțiilor obișnuite, ale unui paradis rezervat celor buni și ale unui infern gata să înghită pe cei răi. Pe timpul meu nu se prea cunoștea posibilitatea comunicării cu entitățile spirituale. Nu rămânea decât să faci teorie și să ai credință în Dumnezeu. Credința o aveam. În aceste condiții, e inutil să mai spun că atunci când m-am găsit în lumea spiritelor, am rămas profund mirat în fața realității. Am fost primit, întărit și ajutat de persoane cunoscute pe pământ și care mă precedaseră în marea călătorie. Primii mei pași în lumea cerească au fost supravegheați de ghidul meu.
dar ceea ce constituia pentru mine suprema bucurie în acel moment a fost întâlnirea cu scumpa mea soție, care mă înconjura cu toată atenția, plină de devotament și afectoase mângâieri. Pot afirma că prima mea impresie în lumea spirituală a fost proba că iubirea soției mele nu slăbise prin moartea ei. Moartea nu poate suprima afecțiunea, nici împiedica întâlnirea a două spirite care s-au iubit pe pământ. Una din primele descoperiri în această nouă lume a fost aceea de a mă descoperi pe mine însumi. Adevărata mea personalitate se desfășura înaintea mea cu toată cruzimea culorilor și această descoperire nu era prea măgulitoare pentru ființa mea. Procesul morții fizice, ca și cel al renașterii în lumea spirituală, este foarte interesant. În mod normal, de îndată ce încetează funcțiile trupului, proces care poate dura uneori un timp foarte lung, suferințele fizice și mâhnirea sufletului încetează și ele, și încetul cu încetul se trece gradat la starea de inconștiență absolută. Dar aripa morții odată trecută vine o deslegare sublimă. Spiritul renaște la o nouă existență. Duhul la început nu bagă de seamă că a dezbrăcat trupul, dar dacă se întâmplă să observe prea devreme acest lucru, el rămâne deosebit de tulburat, mai ales când moartea a rupt legături afective puternice. Dar în lumea spirituală nimeni nu e părăsit. Toate entitățile spirituale, fără excepție, când ies din criza morții, sunt primite de conducători experimentați pentru a întări, consola și asista. Ei vor intra în noua existență după cum cer condițiile lor morale, intelectuale și spirituale. Mediul care îi va primi va fi determinat de gradul lor de spiritualitate. Dincolo de moarte ne așteaptă pe fiecare o situație pregătită de noi pe pământ. Nu poți să te duci în alt loc decât în sfera în care aparții. Clasificările noastre spirituale ne fac să gravităm, cu o precizie de neînfrânat, către condițiile de existență corespunzătoare meritelor și lipsurilor noastre. Marea lege a afinității reglează acest proces inexorabil. Omul merge după moartea sa în locul de el pregătit, prin traiul său pe pământ. Acolo, el se adună cu semenii săi, gravitând în sânul acelor legiuni spirituale în mijlocul cărora se va simți foarte bine. Voi descrie în două cuvinte natura substanței întrebuințate în construcțiile sau creațiile mediului nostru spiritual, precum și metodele întrebuințate. Lumea noastră este cea mentală, a gândului. Tot ceea ce se vede aici, tot ce e utilizat aici, este creația gândirii. Chiar corpul nostru spiritual, prin care ne exercităm activitatea, este o creație substanțială a gândului Creatorului. În jurul nostru iau formă creațiile gândirii noastre, care se unesc și se armonizează cu gândurile celorlalți. Unele din ele sunt exteriorizări inconștiente ale unor spirite, altele din contră sunt rezultatul forței creatoare a gândului voit și cu un scop determinant. Noi suntem ființe construite din gândire și existăm într-o lume creată prin gândire. Aici tot ce există pare a fi construit după felul cum a lucrat gândirea. Substanța, asupra căreia se exercită forța gândirii, este în raport cu noi tot atât de solidă și durabilă ca piatra și metalele din mediul vostru terestru. Vouă vă este greu, firește, să concepeți asemenea lucruri. Asemenea vouă și eu îmi imaginam că toate creațiile de aici sunt formate dintr-o materie vaporoasă, dar venind aici, am văzut că ele sunt în felul lor tot atât de solide și viu colorate ca și obiectele solide și colorate ale mediului terestru. Casele sunt zidite de spirite specializate în a modela prin puterea gândului această materie eterică spirituală. Desigur, cei ce trăiesc în mediul terestru radical, deosebit de al nostru, vor înțelege cu greu, iar unii chiar deloc, cele afirmate de noi. Cu toate acestea, te asigur că procesul de care îți vorbesc este foarte simplu, natural și eficace. Învățămintele date acum pământenilor constituie una din numeroasele taine pe care Iisus din Nazaret nu le-a propovăduit decât ucenicilor săi, pentru că omenirea de atunci nu era coaptă pentru a le primi. Voi descrie acum ideile și impresiile unei doamne care în timpul vieții trupești nu prea frecventa biserica, dar văzând, citind și auzind despre fenomenele și manifestările spiritului, a devenit credincioasă. Trecând dincolo, prin actul morții fizice, ea comunică prietenei sale, doamna Duffy, care era medium.
Știam că am să mor și totuși mi-era teamă de această plecare. Amenințările bisericii pierduseră de mult orice putere asupra mea. Mă simțeam gata să înfrâng criza morții cu o seninătate filozofică. Mi-am propus chiar să urmăresc cu interesul unui cercetător apropierea domoala marelui ceas. Nu voiam să pierd această supremă ocazie de a câștiga cunoștințe psihologice care scapă cercetătorilor științifici. Am rămas deci liniștită în fața progresiei lente a agoniei mele, sperând să pot comunica mai târziu observațiile mele, făcând astfel un serviciu umanității, risipind teama produsă de ora fatală asupra omului. Mi se părea că înot în afara trupului meu, într-un mediu necunoscut. Nu vedeam nimic din ceea ce credeam că se va produce în timpul crizei morții. Citisem descrieri interesante referitoare la un fel de epilog al morții, în virtutea căreia evenimentele vieții se derulează în conștiința muribundului. Eu nu am avut nimic din toate acestea. Cu toate că nu am fost o femeie prea drăgăstoasă, un singur gând, un singur sentiment domina atunci conștiința mea, și anume iubirea purtată persoanelor dragi pe care le părăseam. Mă sileam ca rațiunea să-mi stăpânească toate impulsurile, toate emoțiile. Atenția îndreptată asupra actului morții mele fizice sfârși prin a mă obosi și treptat o somnolență mă năpădi. Era atât de dulce și mă odihnea atât de bine, că în cursul acelei perioade de semiconștiență care a precedat starea de inconștiență totală, reflectam asupra faptului că am mai încercat o senzație asemănătoare de 2 ori în viața mea pământească. M-am deșteptat marcată de un sentiment de ciudă, cum se întâmplă adesea când îți dai seama că ai dormit peste timpul convenit. Mă simțeam bine, ceea ce îmi demonstra că nu eram pe punctul de a muri. Deodată, aud în camera vecină câteva persoane vorbind cu jumătate de voce. Ascultându-le prin ușa întredeschisă, nu prea înțelegeam sensul conversației lor. Dar concentrându-mi mai bine atenția, ajung să prind înțelesul cuvintelor lor. Iată fraza de discuție. Fără îndoială era o excentrică. O altă voce răspunse: o, da, și în plus era încăpățânată în părerile ei. Prima reluă: pentru asta a fost lovită mereu de atâtea nenorociri, și așa mai departe. Urma conversația asupra unor incidente din viața mea. Eram surprinsă, vorbeau de mine, întrebuințând verbul la imperfect. Ce înseamnă asta? Mă credeau moartă? Îmi veni ideea că poate doar se prefac, că mă consideră moartă numai ca să aud conversația lor. De aceea am hotărât să o chem pe una din ele ca să vadă că n-am murit și că acum mă simt mai bine ca oricând. Dar ele nu au luat în seamă chemarea mea și continuau să vorbească mai departe. Am chemat din nou cu o voce și mai tare, dar degeaba. Atunci, m-am decis să întrerup bârfa lor, mergând eu la ele. Dar am rămas uimită. Cine era manechinul așezat în patul meu, cu fața palidă ca un cadavru? L-am examinat și am văzut că avea brațele încrucișate pe piept și picioarele întinse și țapene. Un cerșaf alb îl acoperea. Dar, lucru ciudat, îl puteam vedea și prin această pânză și am recunoscut în acel manechin trăsăturile mele. Dumnezeul meu, înseamnă că am murit, mi-am zis, și în acel moment o puternică senzație m-a copleșit, pătrunzând până în adâncul sufletului. Tot trecutul meu a apărut și năvălit ca un val în conștiința mea. Tot ce am învățat, tot ce am sperat cu privire la marea trecere și la existența spirituală, se prezenta spiritului meu cu o claritate de nedescris. Era un moment solemn și înfricoșător, dar groaza s-a risipit repede și solemnitatea grandioasă a acestui eveniment a rămas singură. Trebuia să mă resemnez și să ascult tot ce spuneau despre mine acele femei bârfitoare, fără să le pot reduce la tăcere. Astfel era pentru prima oară când trebuia să mă văd în lumina în care mă vedeau alții. Cele spuse erau pentru mine ca și o oglindă convexă, așezată în fața vederii mele spirituale, în care defectele caracterului meu erau exagerate și deformate prin convexitatea sticlei reflectoare. Astfel că prima lecție spirituală mi era dată chiar de amicele mele. Odată satisfăcute, cele două femei se ridicară pentru a veni să contempleze, pentru ultima oară, trăsăturile amicei lor decedate, al cărei caracter l-au disecat cu atâta cruzime. 3 entități contemplam acest cadavru, cu toate că a treia nu era văzută de celelalte două. Priveam aspectul feței mele, distrusă de suferință, și în timp ce cu mâna mea invizibilă am încercat să îndepărtez de pe frunte câteva șuvițe albe de păr,
O milă negrăită îmi copleși sufletul, gândindu-mă la soarta acestui trup bătrân, de care mă vedeam separat acum pentru totdeauna. Eram moartă, ce senzație stranie, să te știi mort și totuși să te simți plin de viață. Cât de neștiutor sunt pământenii. Cum nu știu ei că murind, ești animat de o viață nouă extraordinară. Probabil că murisem de vreo 24 de ore. Adormisem în lumea pământenilor și m-am deșteptat în lumea entităților spirituale. Numai în acest moment mi-am dat seama că sunt în lumea spațiilor cerești. Dar unde sunt spiritele atâtor persoane scumpe care au trecut înaintea mea frontiera morții? Mă așteptam să le văd ieșindu-mi înainte și arătându-mi bun sosit în lumea cerească, pentru a-mi servi de consilier și ghizi. Izolarea în care mă aflam nu mă înfricoșa, dar totuși am încercat un penibil sentiment de decepție. Această stare n-a durat decât un moment, căci abia reflectam asupra acestor idei, că a și dispărut camera unde mă aflam. Cum? Nu știu. Dar m-am trezit în mijlocul unei câmpii întinse. Frumusețea peisajului era de nedescris. Peisajele pământului sunt frumoase, dar cele cerești sunt minunate. Mergeam, dar lucru ciudat, picioarele mele nu atingeau pământul. Alunecam peste el ca într-un vis. Dar unde erau cei pe care îi iubisem? Unde erau amicii de care eram atât de legată pe pământ și care au venit aici înaintea mea? Pentru ce această izolare nu a mea existență? Nu mi-aminte să fi rostit aceste gânduri, dar ca și cum ar fi auzit cineva, am văzut înaintea mea doi tineri, a căror frumusețe întrecea tot ce spiritul uman poate să-și imagineze. Cu mulți ani în urmă, cu lacrimi de durere și disperare, puneam în mormânt, unul după altul, doi copii mici pe care îi adoram. Adesea, plângând pe mormântul lor, întindeam brațele înainte ca și cum aș fi vrut să-i recâștig din ghearele morții care mi-i răpise. Oh, dragii mei copii, cât v-am dorit! Când au apărut acești tineri, fulgerători din instinct, am simțit că sunt copiii mei, deveniți acum adulți. N-am mai ezitat și am întins brațele ca și altă dată pe pământ, dar de data aceasta i-am strâns cu adevărat la sânul meu. Oh, scumpii mei copii, v-am regăsit! Și acum sunteți ai mei pentru totdeauna. Cu regret întrerup expunerea acestui spirit care își revede apoi părinții, prietenii și spiritul său ghid pentru a examina și alte mărturisiri din lumea spațială. Revista engleză Light publica în anul 1922, în câteva numere consecutive, comunicările transcendentale primite de la doamna Hope Hunter, femeie simplă și necunoscătoare a doctrinei revelate, de la fratele ei mai tânăr, care murise pe câmpul de luptă în Franța. Aflând de moartea fratelui ei, se deșteptă în ea dorința de a afla ceva despre el. În acest scop, se duse la o prietenă care poseda o planșetă cu literele alfabetului și, încercând să ia legătura cu fratele ei, descoperi cu mirare că primește silabe, cuvinte, fraze, deci constată prezența unei inteligențe care se străduia să-i comunice. În curând, entitatea spirituală îi recomandă să părăsească planșeta și să scrie, ceea ce făcu și astfel deveni un medium scriitor automat. Ulterior ea scrie directorului revistei: nu am avut ocazia să mă instruiesc. La 14 ani, după moartea tatălui meu, am renunțat la școală. Ca atare nu pot să compun un text. Nu știam și nu știu nimic despre experiențele spiritualiste, însă spiritele care îmi comunică mă îndeamnă să prezint mesajele primite unei persoane competente în această privință. Iată un crâmpei din comunicările fratelui său. Am murit lovit de un fragment de obuz. Mi s-a spus de cei de aici că moartea s-a produs în mai puțin de un minut. Convulsiile agoniei au fost foarte scurte, cu toate că mi s-a părut că au durat ore. Când am fost lovit, mă găseam pe marginea tranșeei. După încetarea convulsiilor, m-am văzut din nou, așa cum eram înainte și în perfectă sănătate. Mă vedeam soldat. Primul meu gând, fugi la Benal meu, micul său copil, și deodată m-am trezit acasă la mine, unde l-am văzut dormind alături de mama lui, scumpa mea soție, Carrie. Îi vedeam tot atât de bine ca și cu ochii trupului. Pe urmă te-am văzut pe tine și pe John. M-am gândit apoi la mama și m-am văzut transportat la ea. Ședea pe pat. I-am adresat câteva cuvinte, dar ea nu a dat niciun semn că m-ar fi auzit. Atunci am revenit în Franța, la locul unde am căzut mort. Știam că am murit. Aici mi s-a întâmplat un lucru ciudat.
Am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieții mele, constatând cât de rău m-am purtat. După aceea, un spirit se apropie de mine. Era tatăl meu. În primele momente nu l-am recunoscut, dar când mă chemă pe nume, l-am recunoscut și m-am aruncat plângând în brațele lui. Eram deosebit de emoționat. Nu mai știu cât timp am stat așa. Mi-amintesc numai că în acest timp nu mai vedeam camarazii și nu mai auzeam zgomotul bătăliei. Dar ce ciudat! Vedeam gândurile camarazilor mei. Am aflat astfel că au rămas foarte impresionați de moartea mea. Când amicul meu Frank s-a apropiat de cadavrul meu pentru a se asigura că eram cu adevărat mort, l-am văzut încă o dată ca și cu ochii trupului. Eram apoi într-o stare de confuzie, de idei. Tata era tot lângă mine, încurajându-mă și spunându-mi că nu va trece mult și îmi voi recâștiga echilibrul mental. După care m-a condus la locuința sa, unde trăim acum împreună, așteptând venirea mamei la noi. Într-o zi tata îmi spuse, vrei să o vezi pe mama mare? Nu o întâlnisem încă în lumea spirituală, ea găsindu-se într-un loc îndepărtat. Apoi tata adăugă, formulează-ți puternic dorința de a fi lângă ea și eu voi face la fel. Am făcut-o amândoi și deodată ne-am avântat în spațiu cu iuțeala fulgerului. În mai puțin de o secundă am fost lângă ea. Era împreună cu tata mare și cu unchiul Walter, pe care îl cunoscusem în timpul vieții mele terestre, dar mi-am dat seama imediat că îl cunoșteam de pe când, întrupat fiind, tata mă conducea în timpul somnului de multe ori la el. Într-un alt mesaj, entitatea adăugă detalii referitoare la momentul morții sale. Au murit și alți camarazi de-ai mei, ei însă, neputându-și da seama că au murit, credeau că visează. Eu mi-am dat seama imediat că am murit, dar nu îmi puteam explica acest fapt pentru că vedeam la fel ca înainte. Înainte de a pleca în război, nu m-am gândit niciodată la condițiile probabile ale lumii spirituale. În timpul șederii în tranșee, mi-a fugit gândul la cer, dar nu-mi puteam imagina adevărul. Firește, aveam în cap descrierile din cărțile bisericești despre coruri și harfe îngerești. Dar ceea ce era de neînțeles pentru mine după ce am murit, era faptul că mă vedeam și simțeam absolut ca și înainte, până când, în realitate, eram o umbră, o ceață. De asemenea, nu-mi puteam explica faptul că atunci când vă vizitam, vă vedeam pe toți ca pe o ceață, ca umbre. Imediat după moarte, când v-am vizitat acasă, v-am văzut ca și cum eram printre voi, dar mai târziu, treptat, voi îmi deveneați din ce în ce mai puțin corporali, acum vă văd asemenea unor corpuri diafane, adică vă văd așa cum veți fi aici, ca spirite. Aici sunt foarte ocupat și așa suntem cu toții. Nu întrerupem lucrul nostru decât când ne simțim obosiți. Să știi însă că oboseala noastră este de altă natură decât a voastră. Îți voi vorbi altădată de ocupațiile mele. Pentru acum, noapte bună. Într-o altă comunicare intervine spiritul ghid al acestui tânăr, care dă explicații referitoare la cele spuse. Iată comunicarea sa. De îndată ce a fost lovit de o schijă de obuz, fratele tău a știut că ora morții a sosit pentru el. Necunoscutul îi se prezenta teribil în spasmele agoniei sale, în momentul când îți comunica a retrăit aceste grozave momente. De aici, trăsăturile convulsive ale mâinii tale care te-au impresionat atât de mult. În fond, criza morții este aceeași pentru toată lumea, dar pentru un soldat ucis fulgerător, lucrurile diferă întrucâtva. Când a sosit momentul fatal, corpul eteric care pătrunde trupul începe să se desfacă de el, pe măsură ce vitalitatea se retrage. Procesul e asemănător cu acela al ieșirii fluturelui din crisalida sa. În timp ce corpul eteric se eliberează de trup, vin anumite entități spirituale pentru a da ajutor spiritului ce se destrupează. Este o naștere întocmai ca și a unui copil în mediul terestru. Și aici e nevoie de îngrijire, de ajutor. Fără acest sprijin, el s-ar simți pierdut, dezorientat, înfricoșat. Ori primul lucru este să convingi spiritul că nu e mort. În general, cu această misiune sunt însărcinate rudele noului sosit. Fratele tău ți-a spus că s-a transportat imediat la mama, copilul, soția, la tine și la soțul tău. Voi încerca să-ți explic cum s-a petrecut acest fenomen. În momentul morții, spiritul mai rămâne câtva timp impregnat de fluide umane, fluidele corpului vital. Aceasta înseamnă că el are încă raporturi cu lumea terestră. Părăsind trupul său, el rămâne învelit numai de corpul sufletesc.
În aceste condiții este suficient ca el să se gândească la un loc oarecare pentru ca să fie transportat la locul unde îl poartă dorința sa. Primul gând al fratelui tău a fost îndreptat cu mare iubire către soția și micul său copil. El se găsi deci instantaneu la ei și, fiind impregnat încă de fluide umane, a putut să-i vadă ca și cu ochii fizici. Apoi fratele tău ți-a povestit: am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieții mele, constatând cât de rău m-am purtat. Este vorba de un fenomen foarte important al existenței spirituale, care în general precede sancțiunilor ce vor urma și cărora trebuie cu toții să ne supunem în vederea corectării greșelilor noastre. Viziunea se desfășoară înaintea noastră într-o secundă, dar ea ne apasă prin volumul său și ne zguduie prin intensitatea sa. Atunci ne vedem așa cum am fost, de la leagăn până la mormânt. N-aș putea să spun cum se produce acest fenomen, dar fundamentul lui rezidă în timpul existenței noastre terestre. Toate acțiunile și gândurile, bune sau rele, sunt înregistrate pentru totdeauna în eterul care impregnează organismul nostru. În definitiv, e un procedeu fotografic. Fratele ți-a comunicat cum l-a întâlnit pe tatăl vostru. Toate acestea s-au produs într-o secundă a timpului vostru, dar fratelui tău, care calcula timpul după intensitatea evenimentelor, i s-au părut ore. La început nu l-a recunoscut, ceea ce se întâmplă des. Într-adevăr, destrupatul nu se așteaptă să se întâlnească cu rudele lui. Oricum, aspectul lor se schimbă. În general, o creștere a corpului spiritual există și la noi. Un copil care părăsește viața terestră crește până atinge maturitatea, iar un bătrân redevine tânăr până la punctul deplinei lui validități. Tatăl vostru a murit în plenitudinea vârstei adulte și de aceea fiul său nu l-a recunoscut, pentru că au trecut prea mulți ani de atunci și el a atins în lumea noastră o stare de o radiantă frumusețe. Îl recunoscu totuși când i-a vorbit: în lumea spirituală nu te poți înșela. O altă afirmație a fratelui tău e deslușită prin ea însăși. El spune: puteam să văd ceea ce gândeau camarazii mei. Faptul acesta are loc în viața spirituală pentru că transmiterea gândului este modul normal de conversație între entitățile spirituale. Când un pământean gândește, ideile se exteriorizează din fruntea lui și au anumite forme concrete, corespunzătoare ideilor sale, forme pe care toate entitățile spirituale știu să le citească. Fratele te-a informat că trăiește cu tatăl său în locuința acestuia. Este absolut adevărat. Ți-am explicat altădată într-un alt mesaj că în lumea spirituală gândirea și voința sunt forțe prin care se poate crea orice dorință. Gândirea e cu totul în lumea spirituală. Prin forța gândului, unită cu voința, entitățile spirituale creează tot ce au nevoie. Ne oprim aici pentru a nu da o extensie prea mare acestei expuneri. Am descris până acum comunicările unor entități spirituale care au dus pe pământ o viață morală obișnuită. Voi descrie acum cele comunicate de o entitate spirituală care s-a abătut din calea normală a vieții. Iată ce spune un nobil englez care nu era om rău și totuși și-a dus viața în petreceri, ba chiar și depravări. Comunicarea lui a venit prin doi medium, două persoane ce erau prietene. Într-o zi, pe când doamna Dismore cânta la pian, doamna Earl, clarvăzătoare, îi atrage atenția prietenei sale că vede o entitate spirituală având chipul unui bărbat brunet. A doua zi, pe când cele două prietene erau din nou împreună și comentau cele citite într-o carte a literaturii revelate, doamna Earl vede din nou aceeași fantomă care părea să asculte subiectul comentat de cele două prietene și, venind vorba de persoana lui, se adresă celor două femei: dar eu nu sunt mort. Iată-mă, sunt aici lângă voi. Spiritul ghid al doamnei Earl, care era de față și totuși invizibil tuturor, îi spuse să nu răspundă niciun cuvânt acelui spirit și să continue să citească, făcând abstracție de prezența spiritului. Spiritul ghid al noului venit în lumea cerească îl aduse aici ca să-l convingă că el într-adevăr a murit și că acum se găsește în lumea spirituală. După ce a înțeles noua stare și lumea în care se află, spiritul a fost convins să-și destăinuie ca o spovedanie viața sa greșită. De câte lucruri trebuie să te dezobișnuiești când vii în noua existență? Oh, de câte! Dar cum să faci ca să te ridici? E târziu pentru mine și cu toate acestea am în jurul meu spirite generoase care mă încurajează,
întărindu-mi credința că voi vedea și eu splendorile spațiilor și voi auzi armonia cerească. Acum nu mă mai simt egoist, ba chiar am o mare simpatie pentru toți. Mi s-a aplicat un tratament energic, dar necesar. O secundă din viața terestră mi-a fost de ajuns să mă sinucid. Căzusem la baza unei stânci. Un bloc se desprinse mai apoi de sus și îmi strivi capul cu desăvârșire, făcându-mă de nerecunoscut. Am fost identificat după hârtiile avute la mine. După aceea, am fost cuprins de întunericul cel mai profund. Am încercat să merg pipăind prin întuneric. Nu zăream nicio lumină. O tăcere de mormânt în jurul meu, ceea ce mă îngrozea. Îmi părea însă că licărește în depărtare o lumină și că prind anumite sunete muzicale. Mă întrebam ce să însemne acestea. Simțeam că înnebunesc pentru că luptam cu necunoscutul. În fine, obosit, am căzut la pământ într-o depresie morală de nedescris. Când mi-am revenit, m-am trezit, nu știu cum, lângă stânca unde era întins trupul meu. Am încercat să-l ridic, să-l înviu, dar am fost nevoit să mă îndepărtez, respins de mirosul care se ridica din el. Îmi veni iarăși ideea că trebuie să fiu nebun, fără să mă gândesc la eventualitatea morții mele fizice. Nu știu cât timp am rătăcit în jurul acestor stânci, dar în sfârșit, într-o zi, nebunia mea ajunse într-o fază neașteptată. Eram într-o casă de unde nu puteam pleca și în care se aflau două persoane necunoscute. La început, am ascultat muzică la pian, apoi lectura unei cărți și conversațiile care au urmat. Am aflat pe urmă că cele două doamne știau de prezența mea. Ascultam atent, aflând de la ele că omul posedă un spirit care continuă să trăiască și după moartea trupului. Îmi ziceam, ce absurdități vorbesc aceste doamne. Dar deodată cineva îmi face cunoscut că ceea ce se spunea era adevărat și că eu eram cel ce murise. Atunci m-am întrebat cum. Eu sunt mort? Dar atunci unde mă găsesc? Ce am devenit? De îndată ce m-am convins că am murit, lucrurile s-au schimbat. Eram înconjurat de spirite doritoare să mă asiste. Nu vă puteți face idee ce frământări se procedau în mine. Am întrebat, sunt mort? Dar mai curând, mă cred nebun, mi se răspunse. Ești mort, dar numai pentru lumea trupească a percepțiilor fizice. Ești însă mai viu ca oricând, pentru că ești în lumea spirituală. Acum te găsești într-o altă lume. Asemenea ție și noi am trecut prin asemenea crize ale morții, înainte de acomodare la această lume. De îndată ce îți vei da seama de noile condiții de existență, continuă progresul tău spiritual. Spre marea mea surpriză eram informat că această adunare de spirite se reunise pentru a mă ajuta și că aceasta se făcea după intervenția unuia dintre vechii mei amici. Nu-mi trecea prin minte cine putea fi acel amic generos. Spiritele din jurul meu îmi spuneau că trebuie să reintru pentru câtva timp în mediul orbital, de unde abia mă scoseseră, dar că o rază de lumină va străluci pentru mine, ca o stea de speranță care mă va ajuta să ies din întuneric la lumină. După puțin timp m-am regăsit în același mediu întunecat, dar o slabă luminiță strălucea lângă mine și deveni steaua mea polară. Cu cât o priveam mai mult, cu atât lumina se părea că devine mai strălucitoare. Ea se arăta când la dreapta, când la stânga mea, dar nu se stingea niciodată. N-aș putea calcula durata șederii în întunericul atenuat prin acea rază luminoasă. Parcă nu-mi venea să descriu evenimentele prin care a trecut sufletul meu. Prin bunătatea unui alt spirit, demn de Iisus din Nazaret, spiritul meu se precipită în abisul remușcărilor. Nedreptățile mele s-au ridicat în fața mea ca o fantomă care mă urmărea și mă arăta ca fiind cel mai mare ticălos. Cu toate acestea, trebuie să-mi continui povestea ca să vă puteți face o idee asupra puterii iubirii mediului spiritual. Nu există în lume decât o singură lege, iubirea care atrage iertarea. În fine, mă grăbesc să mă spovedesc. Iertați-mă dacă puteți, cât despre mine nu îmi pot ierta ceea ce am făcut. Cel care a putut să mă ierte este cel mai sublim dintre oameni, iar generozitatea lui îmi sfâșie inima. Amicul pe care l-am trădat în viața terestră, pe care l-am părăsit pradă destinului său, făcându-l un proscris al societății, a chemat spiritele în jurul meu ca să mă asiste. Am văzut cum aceste spirite s-au dat deoparte și cum un spirit avansa spre mine, surâzându-mi. L-am privit atent. El era Ambrozie, amicul pe care l-am trădat.
Îmi întinse brațele, iar eu mi-am ascuns fața în umărul său. Mă opresc. Nu mai pot continua de emoție. Destul pentru astăzi. Ne oprim și noi cu descrierea făcută de această entitate spirituală pentru a nu ieși din subiectul nostru. Din această expunere constatăm că omul care a dus o viață plină de desfătări și greșeli, omul care și-a curmat firul vieții, venind în lumea spirituală, este marcat cu fluide impure, de o calitate inferioară. Gândurile de ură și răzbunare, clevetirea și blestemul, ca și fapta contra legilor morale și divine, determină un sorb de fluide inferioare, care se încorporează în corpul sufletesc al spiritului greșit. Sosind în lumea cerească împovorat de această materie greoaie, spiritul nu are posibilitatea de a se elibera de ea decât printr-o suferință morală și o durere corporală de natură spirituală. De aici groaza de întuneric și tortura prin frig sau flăcări arzătoare. Durerea este medicamentul, instrumentul care face ca spiritul, scânteia divină, să aibă o vibrație atât de înaltă încât să provoace eliminarea materiei eterice ordinare. Treptat, spiritul se dezbracă, se scutură de această materie impură. De îndată ce s-a purificat, este atras în sus către nivelul gradului său spiritual. Timpul necesar acestei purificări nu se poate fixa. Unii stau puțin timp în această izolare, întuneric, foc sau gheață, iar alții stau secole. În continuare dau cuvântul unei alte entități spirituale care își mărturisește impresiile primelor momente ale trecerii pragului morții. Cine nu a auzit de celebrul actor Rudolph Valentino? Acest distins artist în viața sa terestră era un medium scriitor și văzător. Fiind în turneu în SUA la New York, a trecut printr-o operație care s-a sfârșit cu plecarea lui în spațiu. Soția lui Valentino, Natasha, locuia în Franța lângă Nisa, unde făcea ședințe cu mediumul american Benjamin Wehner, utilizat pe vremuri și de teozoful Helena Petrovna Blavatsky. Pe când Valentino era operat la una din clinicile din New York la Nisa, soția sa Natasha ținea o ședință în care se manifestă spiritul unei bune prietene a familiei Valentino, comunicând că a stat tot timpul la căpătuiul muribundului, descriindu-i transportul și operația. După o săptămână, Natasha primește o scrisoare de la sora ei aflată la New York, comunicându-i printre altele că Valentino, în ultimele momente ale vieții, spunea că vede și se întreține cu fosta doamnă Jenny. În fine, însuși sfârșitului, Valentino a venit într-o altă ședință și a confirmat că a fost asistat de Jenny în ultimele momente ale vieții sale trupești. Redăm acum comunicarea lui Valentino despre felul cum a trecut pragul morții. Pe când mă găseam în condiții foarte grele, deși nu știam că am să mor, am văzut fantoma. Am fost surprins de venirea ei și cred că mi-am exprimat mirarea spunându-i pe nume. Era înconjurată de o lumină de culoare roz și mă privea surâzând, întocmai cum făcea când era printre noi, mai ales când vedea că am nevoie de încurajare. Apoi își întinse brațele către mine. Prin surâsul ei părea să-mi spună, nu te mâhni că pleci. Viziunea dispăru în secunda următoare, dar am înțeles că va trebui să mor. Din acel moment aveam intuiția că durata existenței mele terestre s-a sfârșit. Mă îngrozeam de acest gând, nu voiam să mor. O senzație ciudată mă cuprinse apoi, mi se părea că mă scufund în abis. Lumea mi se părea mai frumoasă și mai plăcută ca oricând. Mă gândeam la lucrurile mele care îmi plăceau atât de mult. Gândul îmi fugea la casa mea, la lucrurile și la animalele mele favorite. Diferite amintiri mi se îngrămădeau în minte despre automobile, iahturi, bani, costume, călătorii. Totul îmi părea de mare preț, iar gândul că voi părăsi toate acestea mă îngrozea. Aveam impresia îngreunării trupului meu și în același timp ceva din mine devenea din ce în ce mai ușor, ca și cum s-ar urca în aer dintr-un moment în altul. Timpul trecea. Ceva misterios și necunoscut se arăta ochilor mei în depărtare. Mă simțeam scufundat în acest imens care îmi făcea să tremure sufletul. Sutele de proiecte propuse să le realizez mi se prezentau spiritului. Viziunea trecătoare, dar vie, mă convinse însă că nu voi mai putea materializa nimic din ceea ce plănuisem. Nu puteam uita surusul ei încântător, brațele întinse către mine și lumina spirituală care o înconjura. În mintea mea se prezenta confuz amintirea tuturor persoanelor cunoscute.
Apoi, îmi veniră în gând amintiri în legătură cu tata și cu mama. Îmi văzui copilăria, școala, frumoasa mea Italie, primul meu voiaj în America, totul. Acest flux de amintiri îmi adormi suferințele. Evenimentele cele mai neînsemnate, cele mai ridicole ale existenței mele, se prezentau vii în mintea mea. Plăceri, nebunii, dureri, tot ceea ce făcusem în cursul vieții mele sosea nechemat, nu știu de unde, pentru a face act de prezență. Toate acestea sfârșiră prin a mă ameți și, în fine, mi-am pierdut conștiința. Când mi-am revenit, operația chirurgicală se terminase. Toată lumea îmi surâdea și mă încuraja. Trebuia să stau absolut liniștit, cu toate că aveam multe de întrebat. Deși mă simțeam destul de tare, în cele din urmă zile ale vieții aveam un sentiment inexplicabil de frică. Credeam că dacă aș putea să mă ridic și să mă ocup de problemele neglijate, aș fi înlăturat această frică misterioasă. Natural, nu mi se permitea să mă mișc. Scrisoarea primită de la tine m-a încurajat. Aveam chiar o intuiție ciudată că în curând te voi revedea și că dintr-un moment în altul te voi vedea intrând în camera mea. Ghidul meu spiritual de moment, doamna Blavatsky, îmi explică faptul că această senzație înseamnă că eu însumi voi veni să te văd. Mai târziu, am fost cuprins de o mare greutate în respirație. Atunci am înțeles că sfârșitul mi se apropie. Ora extremă mă prindea prea repede. Nu cred, scumpa mea Natasha, să mă fi cuprins frica de moarte, dar tremuram de necunoscut. Tu știi că întotdeauna am fost neliniștit în fața nesiguranței unei situații. Atunci, draga mea Natasha, am început să înțeleg că o schimbare se produce în ființa mea. Îmi părea că se desprinde ceva din mine. Simțeam un fel de trecere, ca și cum ceva din trupul meu era smuls, și paralel cu această senzație mi-a părut tot cortegiul funerar, prohodirea, incendierea sau înmormântarea, lucruri care îmi produceau oroare. Preotul sosi ca o rază de lumină în întuneric. M-am spovedit cu tot sentimentul de frică ce îmi provoca fațada unei catedrale ce defila pe dinaintea ochilor. Mi s-a dat împărtășania. La terminarea ceremoniei mă simțeam deja departe de mediul terestru. Situația mea mentală se modificase. Biserica mă ținea ca și o mână prietenă. Nu mai eram singur, nu mai era frică. N-aș putea spune cât timp a durat această stare. Am deschis ochii ca și după trezirea dintr-un greu și adânc somn, având în același timp sentimentul că sunt luat repede în sus. Eram cufundat într-o splendidă lumină albastră și am văzut venind în întâmpinarea mea pe Black Feather, pe Jenny și pe mama mea. Eram deci totuși viu. Acestea sunt, draga mea Natasha, primele mele impresii când am trecut pragul morții. Într-o altă comunicare, Valentino își continuă povestea. Era în ziua când trupul mi-a fost transportat la locașul său cel din urmă. Se vedea deja o slăbire a interesului publicului față de persoana mea. Dar după ce trupul îmi era depus în mormânt și jurnalele au încetat să se mai ocupe de mine, am încercat un sentiment de singurătate nemângâiată. Mă revoltam împotriva destinului care m-a smuls din apogeul gloriei mele. Mi se părea că arta nu mai poate exista de aici încolo fără mine. Acum râd de mine, de naivitatea de a crede că dispariția lui Valentino ar produce un doliu ireparabil pentru artă. Eram în mediu terestru, mă plimbam pe Broadway. Această stradă îmi părea atât de reală și mă simțeam atât de viu, încât uitasem starea în care mă aflam. Dar nimeni nu mi-acorda nicio atenție. Mă vedeam și vedeam atât de real oamenii, încât nu puteam să deslușesc marea schimbare produsă în mine. Mă plictiseam de atâta plimbare printre trecătorii atât de grăbiți, care păreau toți hotărâți să mă îmbrâncească. La un moment dat, veni piept în piept cu o femeie. Ea îngălbeni și se strânse lângă domnul care o însoțea strigând: Dumnezeul meu, de unde veni suflarea aceasta atât de înghețată pe care am simțit-o? Această exclamare mă înfurie. Așadar, moartea mă schimbase într-o suflare glacială. M-am îndreptat către un grup de actori de teatru care se găseau în colțul străzii 47, aproape de teatru. Luând pe unul de braț, îi strig tare: Sunt Rudolf Valentino. Dar omul meu nu auzi și nu simți nimic. El continua să discută și să râdă cu ceilalți. Nu-ți pot spune ce resentiment mă cuprinse atunci. Aș fi plâns de durere și ciudă, dar orice revoltă era de prisos. Deodată mi-amintesc de tine, de scrisoarea ce mi-ai trimis-o când eram grav bolnav, ca și de telegrama muziei și a unchiului Dick.
Pe când mă gândeam astfel, mă simt atins de braț. M-am întors. Lângă mine era o femeie cu forme matronale, cu ochi inteligenți și generoși. Nu voi uita niciodată vocea sa dulce și încurajatoare, care cu hotărâre impetuoasă îmi spuse: condamnarea la flăcările infernului ți-a prezis biserica. Vino cu mine. Nimic nu e adevărat din ceea ce ți s-a infiltrat în spirit de către reprezentanții confesiunii creștine. Sunt niște sărmani orbi. Tu ai nevoie în acest moment de un ghid. Iată-mă. Am fost în viața terestră Blavatsky și, zicând aceasta, mă locuia. Mi-am pierdut cunoștința, după care mă trezesc în salonul unchiului Dick. Scările vilei erau luminate. Ghidul meu era pe prag și îmi făcu semn să avansez. Am trecut împreună prin mai multe odăi cunoscute și am ajuns în camera muziei. Nu erai cu ea. În fața voastră era George, dormind adânc într-un fotoliu. Doamna Blavatsky îmi spuse: acum poți vorbi cu ai tăi. Astfel am început să comunic cu tine. O anumită categorie de entități spirituale rămân legate de mediul unde au trăit, devenind adesea spirite tulburante sau fantome. Multe spirite nou venite în lumea spirituală nu rezistă comoției mentale provocată de schimbarea produsă. Ca urmare, printr-un efect al ignoranței lor, al fricii, al resentimentului avut, deoarece au fost mulse din lumea materiei, lumea plăcerii pe care atât de mult o iubeau, vor petrece mult timp jos, la suprafața pământului, vizitând locurile pe unde au trăit. Prin urmare, din cauza concepțiilor false, a atașamentului față de materie și a pasiunilor lor terestre, ele se găsesc în pătura roșie, cea mai joasă atmosferei fluidice a pământului, în afara lumii fizice și totuși prin lume. Acești nenorociți sunt cei cărora li s-a dat numele de spirite rătăcitoare, despre care se vorbește atât de mult în experiențele mediumice inferioare. Unele din aceste spirite rătăcitoare sunt atât de neclintite în încăpățânarea și felul lor de a gândi pământean, încât sunt adevărați orbi, care în acest răstimp nu au posibilitatea avansării spirituale. Ceea ce e mai rău este faptul că aceste nefericite spirite rămân alipite lumii pământene timp de mulți ani și uneori timp de secole. Concluzii. De zeci de ani se fac diferite observații, se experimentează și se adună material referitor la manifestările spirituale. Azi, numărul manifestărilor spirituale înregistrate este atât de mare, iar numărul celor care l-au analizat și sintetizat este atât de impozant, încât doar aceia nu se încredințează de valoarea revelațiilor venite de dincolo de vălul lumii fizice, care închid ochii și nu vor să vadă, care își astupă urechile și nu vor să audă. Este inadmisibil ca omul să manifeste ignoranță față de modul cum moare trupul său, față de sentimentele și senzațiile resimțite de entitățile spirituale când trec în lumile spațiale. Examinând seriile nesfârșite de mărturisiri ale entităților spirituale ce și-au dezbrăcat trupul, se constată o concordanță între ele, confirmându-se unele pe altele. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscătoare ale fenomenelor spirituale, din țări și timpuri diferite, să se concerteze între ele și să debiteze, conștient sau din subconștientul lor, despre fenomene identice, referitoare la existența omului dincolo de hotarele morții. Din enumerarea acestor câteva cazuri, se poate constata că există fenomene fundamentale care se produc în mod constant, indiferent de gradul evolutiv al entității spirituale ce se destrupează, și există fenomene secundare, care se produc sau nu, în funcție de evoluția spiritului trecut în lumea spațială. Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieții terestre sunt: 1. La început nu crede că trupul său a murit. 2. Se vede om, ca și mai înainte. 3. I se derulează panorama întregii vieți terestre. 4. Este întâmpinată de rude sau prieteni. 5. Cade într-un somn. 6. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă, conform faptelor sale. 7. Observă că lumea cerească este substanțială, reală și asemănătoare ca aspect cu cea terestră. 8. Constată că entitățile spirituale comunică între ele prin gândire, limbajul spiritual.
9. Remarcă faptul că gândirea este forța creatoare a lucrurilor și fenomenelor. 10. Vede că entitățile spirituale străbat spațiile ca gândul, în sus sau împrejurul pământului. 11. Constată că potrivit condiției lor morale și evoluției lor intelectuale, entitățile spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător. Fenomenele de ordin secundar, prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieții terestre sunt 1. După ce își vede trupul întins rece și palid pe pat, observă că are un corp eteriform. 2. Constată că după cum în lumea trupească nu există doi indivizi absolut identici, tot așa, două entități spirituale nu pot să treacă în mod absolut prin aceleași fenomene spirituale, fiind vorba de diferite grade evolutive. 3. Două duhuri care au trăit pe pământ împreună ca soți se vor duce fiecare în nivelul lor spiritual, dar pot să se întâlnească și să-și comunice ideile și sentimentele de câte ori doresc. 4. Cu toate că orice entitate spirituală poate crea prin puterea gândului său, marile creații sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate. 5. Entitățile spirituale dominate de pasiuni umane rămân totdeauna legate de mediul unde au trăit, un timp scurt sau lung, după intensitatea pasiunilor. În general, moartea fizică nu le produce nicio schimbare în înțelegere, de aceea ele se cred tot pământeni, cred că trăiesc tot printre oameni trupești. Dintre aceste spirite sunt și cele ce bântuie anumite locuințe. 6. Durerea sfâșietoare a celor rămași pe pământ îi produc torturi groaznice și din această cauză nu poate să intre în relație cu ei. În același timp este reținut la suprafața pământului, nepermițându-i să se ridice la nivelul corespunzător evoluției sale. 7. Văzându-se singură, se înspăimântă, dar imediat aude o voce sosită de departe. Este vocea unui spirit amic, care simțind din depărtare neliniștea sa, vine să-i vorbească și să-l sfătuiască. Din toate aceste afirmații se relevă cât de numeroase taine există în operele Creatorului, pe care omul nu le cunoaște și nici nu caută să le afle. El se alipește cu toată puterea sufletului de lucrurile pământești, trecătoare precum fumul, uitând că e un musafir al pământului, al acestei forme de viață trupească.